Bine v-am regăsit la Exprim TV. Sunt Oana Radu și Camelia Angelescu și vă invităm să urmăriți principalele subiecte ale acestei zile. Generalii Asigurări a lansat un plan de investiție în lei destinat acumulării de capital pentru copii, intitulat Crescendo. Acesta este un produs flexibil care oferă asiguraților posibilitatea de a adăuga opțiuni suplimentare poliței pe toată perioada de contribuție. Ovidiu Racoveanu, director Asigurări de Viață Generalii Asigurări, a declarat: produsul Unit Link Generalii Crescendo este o modalitate completă și flexibilă de a oferi copilului protecția financiară atât de necesară pentru momentul în care își va începe viața pe cont propriu. Și pentru că susținem importanța educației, informarea unui viitor de excepție, am ales să răsplătim copiii cu rezultate foarte bune la învățătură, cu un bonus de 50% din valoarea contului la expirarea contractului de asigurare. Cea mai stringentă problemă întâlnită în acest moment pe piața asigurărilor și cea mai importantă provocare totodată este câștigarea încrederii clienților și găsirea de noi soluții care să nu fie lipsite de imaginație și care să se orienteze strict către client. Aceasta este opinia lui Liviu Chiric, președintele directoratului Unica Asigurări de Viață, una dintre cele mai nou intrate companii pe segmentul de profil din România. În ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le întreprindă statul român pentru a stimula segmentul asigurărilor de viață, Liviu Chiric spune că deductibilitatea este de departe cel mai ușor de implementat. Păstrând discuția tot la piața asigurărilor de viață în general, care este în opinia noastră cea mai stringentă problemă pe care o găsim în acest moment pe piața asigurărilor și asigurărilor de viață în particular? După părerea mea, recâștigarea încrederii clienților și găsirea de noi soluții, să spun așa, care să nu fie lipsite de imaginație și care să se orienteze strict către client, către omul de rând. UNSICAR organizează în data de 27 septembrie seminarul cu tema Aspecte legislative în dezbaterea UNSICAR, partea a doua. Tematica în discuție este reprezentată de următoarele subiecte. Proiectul de normă privind autorizarea brokerilor de asigurare și de reasigurare, normele privind calificarea profesională și pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuției produselor de asigurare, asigurarea obligatorie a locuințelor și rolul brokerilor de asigurare. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul revistei Prima Asigurări și Pensii în calitate de partener media. La finalul acestei săptămâni se desfășoară Conferința Națională de Vânzări a companiei MaxiGo Broker de Asigurare. Aproximativ 400 de asistenți în brokeraj ai companiei se vor reuni în data de 25 septembrie la Hotel Ramada din Sibiu pentru a dezbate împreună cu o parte din cei mai importanți parteneri posibilitatea de dezvoltare în viitorul apropiat. Alexandru Apostol, director general al MaxiGo Broker, declară: activitatea MaxiGo se bazează pe valoarea umană a membrilor echipei și pe solidaritatea dintre ei. Soluțiile și ideile care ne fac să ducem această afacere mai departe apar numai în momentul în care comunicarea dintre noi se desfășoară în mod transparent și eficient. Acesta este motivul pentru care avem încredere că astfel de întâlniri ne ajută să ne evaluăm în mod realist activitatea și să ne stabilim obiectivele pentru perioada următoare. Ajungem acum în Ialta, unde se desfășoară în această perioadă cea de-a 10-a ediție a Forumului Internațional de Asigurări și Reasigurări, un eveniment dedicat piețelor de profil din Europa Centrală și de Est. Forumul este organizat de Liga Asigurătorilor din Ucraina și este susținut de cele mai importante societăți de profil din regiune. Revista Prima Asigurări și Pensii este partener media al acestui forum, fiind reprezentată de către Vlad Panciu, International Markets Responsible. Potrivit analiștilor, AXA trebuie să revizuiască clauzele de vânzare a activelor holdingului AXA Asia Pacific în Noua Zeelandă și Australia. Aceasta în condițiile în care autoritățile australiene de reglementare și cele cu atribuții în domeniul concurenței au respins tranzacția cu National Australia Bank în valoare de circa 9 miliarde de euro. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nu încheiem însă înainte de a vă invita să ascultați astăzi emisiunea Ora de Risc la Radio France International. Liviu Chiric, președinte Unica Asigurări de Viață, și Sergiu Costache, președinte Media Extreme, vor fi în studio să dezbată tema oportunităților pe care acest segment de business le oferă în România. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou mâine la Extreme TV.